Strada Mamaia din Cluj-Napoca a adus aminte de stațiunea de pe cu același nume. Asta după ce o conductă s-a spart, iar întreaga șosea a fost inundată. Din cauza puterii cu care s-a scurs a apa pe unele porțiuni de drum, asfaltul s-a prăbușit și s-au format cratere enorme. Un taximetrist a surprins momentul cu pricina și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. La fața locului a fost nevoie de intervenția mai multor echipaje ISU, dar și de poliție pentru a gestiona traficul în zonă.